Salutare și eu, am regăsit la partea a doua de la acest pick and challenge pe care l-am început în urmă cu o săptămână sau două săptămâni. Haideți să vedem ce am făcut la prima parte. După cum observăm noi aici, am reușit să facem 7 pick-uri corecte din nou, ceea ce Gucci Gang, bine, sincer să fiu, acum nu a fost cel mai greu pick din viața mea și nu spun asta pentru că au ieșit 7 echipe, dar chiar au ieșit favoritele, adică în afară de Ty Lue, care să spun ar fi fost în, a fost feeling-ul meu să iau Avangard în loc de Ty Lue. Deci în afară de Ty Lue, să spunem Fnatic poate ar fi meritat și să treacă mai departe. Cloud9 au trecut, dar nu au trecut cu 3-0. Văd că și la Nărgă mi s-a pus corect pick-em, chiar dacă au trecut mai departe. Deci per total un pick-em destul de ușor și avem noroc puțin de în acest fapt că prindem destul de multe echipe. Așadar, trecem mai departe. Mai avem o zi și 16 ore. Bun. Aș merge sincer. Aici mi se pare că este mult mai greu, pentru că deja sunt echipe mai mult mai bune față de cele de data trecută. Și din punctul meu de vedere aș merge cu niște picuri sigure pe echipele care ar trece mai departe. Adică n-aș vrea să pun Liquid sau Astralis, care din punctul meu de vedere sunt două echipele favorite să treacă la 3-0. Sau cel puțin aș pune Astralis. Liquid i-au bătut la ultimul concurs și din punctul meu de vedere toată lumea cam încearcă să-i copieze pe cei de la Astralis și să preia chestii de la ei. Deci din punctul meu de vedere aș juca Liquid poate să treacă mai departe. Aș merge și de același timp și pe surpriză. Greu să mă decid. În schimb la 3-0 mi se pare că avem două opțiuni mari, chiar trei să spunem. Văd eu trei opțiuni. Ar fi Renegades, care deși au pierdut 3-0, nu știu dacă o să mențină forma la Best of 1 vs echipe mult mai bune. Ar fi Avangard, care mi se pare din punctul meu de vedere că sunt un tier mai scăzut decât echipele care sunt aici, dar își merită locul pentru că, repet, sunt o echipă pe care eu respect foarte mult, pe care practic ne și dat disband la un lineup Nexus la un moment dat pentru că ne-au bătut în continuu la concursuri. Și Complexity, care din punctul meu de vedere pe foaie pare cea mai slabă echipe și pe Complexity aș merge la 0-3. Deci din punctul meu de vedere pick-ul de la 0, pick-ul de la 0-3 este clar Complexity. Nu văd cum cu cine au luat pe Rike și pe Nothing ar face o figură ultra mega wow. Hai să începem cu echipele care o să treacă mai departe din, din aceste echipe. Din punctul meu de vedere Cloud9 arată ok, bine, foarte bine. FaZe ar trebui, au arătat ok la E-League. MIBR lineup nou, dar plin de speranțe. Toată lumea ar merge spre Navi. Eu nu aș merge spre Navi, pentru că Navi, din câte am înțeles, nu s-au antrenat. Simple, din câte am înțeles, am follow lui Zeus. Deci s-ar putea ca la Navi să fie o mare shuffle după concurs. Și au jucat foarte prost chiar la ultimul, la un concurs ăsta făcut de GGBet, de au bătut Heroic în final. Adică nu-mi place și nu văd chestiile astea și din cauza asta, din cauza faptului că uite poate îi pierd pe Navi, sigur ca și echipă, i-aș pune și pe Liquid aici. Liquid, îi punem și pe Liquid aici. Iar la 3-0 aș juca o surpriză, nu știu, aș juca un Big de exemplu, echipă care în Best of 1 ar putea să surprindă sau Destul de dificil. Avem Astralis pe care nu i-am pus și aș pune sigur să treacă mai departe aici. Să fiu sigur că iau punctele alea pentru că îmi trebuie minim 5 picuri. Iar dacă îmi ies FaZe, MIBR, Liquid și Astralis, care ar trebui să iasă, din punctul meu de vedere sunt cele mai bune 4 echipe din momentul actual, trebuie doar să mai numeresc încă două echipe care cred eu sigur că ar trece. Din punctul meu de vedere, în RGA ar avea șanse foarte mari și o echipă din Franța. Nu știu acum, G2 nu mi se pare atât, adică nu mi se pare atât de constanți. Vitality, repet, nu mi se pare atât de constanți. Au pierdut versus niște echipe care din punctul de vedere n-ar trebui să piartă în RG. Cred și sper că ar trebui să treacă mai departe. Avangard nu. Iar dintre ar mai rămâne Nip, NC, Big, Hellraisers, pe care nu i-am băgat deloc în seamă, sau chiar Navi. Nu știu ce să zic. Din echipele astea juca surpriză. Aș juca o surpriză și anume să-i trec poate pe NC la 3-0 și pe Big să treacă mai departe și să-i scoate tot pe Navi, care să nu treacă mai departe Navi oare. Foarte dificil, pentru că mă gândesc că poate Simple și Electronic ar putea să câștige poate de unul singur, de să câștige amândoi poate un meci pentru Navi, nu știu, destul de dificil. Sau să joc surpriza eternă și să-i pun pe Navi la 3-0. Repet, e foarte greu să nimerești la 3-0 la ce se întâmplă aici. Deci, din punctul meu de vedere, Navi ar putea fi 3-0, să zicem că ar avea un parcurs impecabil să se alinieze planetele pentru ei. Pentru că n-aș vrea să-i rostesc o echipă, nu știu, poate NC sau NiP, care oricum, din punctul meu de vedere, NC sau NiP nu au cum să treacă la 3-0 mai departe. Big nu au cum să treacă mai la 3-0 mai departe. Din punctul meu de vedere, aș pune pe Navi la 3-0 și la echipa care se treacă mai departe aș pune pe Big, care au arătat o formă destul de bună la
E-League acum o lună, din punctul meu de echipă destul de bună. Și cred că astea ar fi pick-em-urile mele. Hellraisers nu mi se pare o echipă spectaculoasă sau o echipă care ar putea să emită pretenții. G2 Vitality, repet, nu cred că sunt atât consistente, deși au 2-3 jucători extraordinari în ambele echipe. Enchi, eu zic că cam până aici s-ar opri, adică nu văd cum ar putea să bate echipele astea de tier 1 pe care le-am pus aici. Deși bănesc că ar face o figură frumoasă versus Clownian sau Big sau Energy Enchi, dar nu văd cum ar putea să bată FaZe Liquid, Astralis, MIBR. Navi, repet, este echipa pe care eu, în mod normal, nu aș trece-o mai departe, dar am văzut cât de bine joacă Simple, chiar dacă, să zicem, Zeus nu ar juca nimic. Și din punctul meu de vedere, la major o să se... există șanse să fie efectul Gambit. Adică o echipă care era cât pe ce să distrugă înainte de major, iar în timpul majorului să dea tot ce are mai bun și să... să treacă mai departe. Deci, repet, pick-em-ul se bazează pe faptul că vreau ca 5 din aceste echipe să treacă mai departe. Sper din tot sufletul complexii să fie 0-3. Și Navi, dacă o să fie 3-0, e ok. Dacă nu, mergem la sigur și vreau ca aceste, ca 5 din aceste 7 echipe să-mi iasă mai departe. Dacă mi se și complexii, din punctul meu de vedere, good pick-em. Cam atât, boys, cam astea au fost predicțiile, cam astea au fost explicațiile mele. Știu că am mers gura în continuu și v-am zăpăcit puțin, dar astea cred că sunt explicațiile mele și sper din tot sufletul să mergem mai departe și să mergem spre gold sau ce culoare e, platinum sau, mă rog, să plom tot ce se poate de aici la Valve, să curățăm de toate premiile pe care poate să ne le dea. Cam atât pentru acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share la videoclip dacă credeți că aveți prieteni care sunt interesați de acest pick-em. Și bineînțeles să lăsați un comentariu să vă spuneți părerea voastră, este foarte important, pur și simplu se pot schimba multe. Sau dacă, nu știu, observ poate păreri interesante și argumente interesante, e posibil ca chiar eu să-mi schimb anumite echipe din pick-em. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați citat, ne auzim în curând cu livestream. V-am pupat, ceau, ceau!